Coliziune violentă produsă la amghez de noapte în capitală. Două automobile s-au tamponat în plin, iar o tânără de 21 de ani, care era pasageră în unul din autoturisme, a fost trenită. Totul a avut loc în noaptea de 19 octombrie pe strada Academiei din cartierul Telecentru al Capitalei. Primele imagini de după impact au fost transmise la adresa redacției noastre de către un martor ocular. În acestea se văd cele două mașini avariate, dar și echipajul de poliție și medicii cu ambulanța veniți la fața locului. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat că la volanul mașinii roșii se afla un șofer de 20 de ani, iar cealaltă mașină de culoare gri era ghidată de un tânăr de 24 de ani. Coliziunea aproape frontală a fost atât de violentă încât mașina gri a zburat pe trotuar, iar pasagera din acel vehicul, în vârstă de 21 de ani, a fost strănită. Aceasta a primit ajutor medical la fața locului fără a avea nevoie de internare în spital. Oamenii legii continuă cercetarea cazului, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare.